Echipa de hockey Steaua București se află pe primul loc în clasamentul la zi a campionatului național, acolo unde speră să rămână până la finalul sezonului. Unul dintre oamenii de bază ai formației noastre este veteranul Mihai Georgescu, atacantul care evoluează în Ghencea din 2005. Cum e să fii din nou pe primul loc cu Steaua? Un sentiment plăcut, căruia i-am dus dorul foarte mult. Este rezultatul muncii noastre până la urmă și cred că asta se vede cât de mult am îndurat. Îți mai aduci aminte când a fost Steaua pe primul loc în campionat? Cred că acum vreo 13 ani, când erau la echipă Marius Gliga, ca antrenor, Geru, primarul, bineînțeles, Lupașcu. Cum explică cel mai experimentat jucător din lot rezultatele foarte bune ale Stelei din acest sezon? Cred că un aer nou la echipă l-a adus, bineînțeles, antrenorul. Jucătorii străini care au venit și sunt de o valoare mai mare și, bineînțeles, cred că echipa s-a închegat foarte bine și de acolo și rezultatele. Dincolo de aportul jucătorilor străini, ce poți să spui despre evoluțiile tinerilor jucători români ai Stelei? Au avut evoluții foarte bune, ne-au ajutat în momente dificile. E meritul și al lor, bineînțeles, și e timpul și pentru ei ca să-și aducă aportul la echipă și să câștige meciuri. La 37 de ani, Mihai savurează din plin fiecare succes cu Steaua, mai ales că în lot se află și câțiva tineri și talentați jucătorii români. Dintre cei tineri, cine seamănă ca joc? Cui dai mai multe sfaturi? Cine ți-e mai aproape de suflet, ca să zic așa? Păi, cred că timarul Robert și Andy Filip înseamănă, să zic, la joc. Nu prea suntem pe aceleași posturi, dar se vede la ei un gram de talent în plus, o voință foarte mare. Cum ai descrie anii de pribegie în care a trebuit să jucați fie la Cârța, fie la Brașov? O experiență grea din care cred că am învățat foarte multe, mai ales cum e să le duci dorul la fani, la familie, să nu mai ai familia în tribună, meci de meci. Ai amintit de fani și de familie și de prieteni. Cum vă simțiți din nou la Otopeni, aici, alături de toți cei dragi? E un sentiment bun, mai ales să-ți vezi soția, copilul, părinții în tribună, să te încurajeze, fanii, bineînțeles, care te împing de la spate când cântă, când te încurajează, e un sentiment de nedescris. Ai o vârstă la care mulți sportivi se retrag. Ce te motivează să mergi mai departe? Simpla plăcere a sportului. Atât. După două succese clare din deplasare cu Sapienza U23, Steaua București are în față o dublă extrem de importantă. Cum vezi meciurile împotriva celor de la Corona Brașov? Vor fi niște meciuri decisive. Vrem să rămânem pe primul loc în primul rând și avem nevoie de puncte. Un loc pe podium la finalul sezonului este un obiectiv realist pentru Steaua? Nu. La cum decurg lucrurile și cum am dovedit că putem să jucăm, este chiar accesibil un loc pe podium. Partidele Steaua București-Corona Brașov vor avea loc pe 6 și 7 februarie de la ora 18:30 în patinoarul Allianz Țiriac Arena din Otopeni. Haideți alături de noi la meciurile cu Corona Brașov. Avem nevoie de susținerea voastră. Forța Steaua!